În Gorj, sindicaliștii nu par hotărâți să iasă în stradă. Aceștia se vor supune totuși deciziei de la centru, dacă le este impus. Nu știu însă câți oameni vor strânge la mitingul organizat la București, mizând în special pe angajații Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului și nu pe medicii din spital. Revendicările Federației Sanitas sunt, în primul rând, legate de veniturile cadrelor medicale, care cer creșterea cu 10% a veniturilor în sănătate și asistență socială, publicarea în Monitorul Oficial a contractului colectiv de muncă, dar și deblocarea de urgență a posturilor vacante în sănătate. Acțiunile Federației Sanitas se vor desfășura pe 23, 24, 25, 30 iunie și 1 iulie. Acțiunile de protest vor continua pe 3 și 4 iulie la Ministerul Finanțelor Publice.